Bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Astăzi facem un tort Sofia cu cremă ganache de ciocolată cu lapte și frișcă, cu bombonele Smarties și cu bezele. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem Blatul de tort nevoie. și apoi o să facem cremă. Pentru blatul nostru de tort vom avea nevoie de 3 ouă. De ulei și 100 de grame de făină. Și se face foarte repede. Secretul la acest blat este să fie topit zahărul în interior. Și vom pune. Le vom pune pur și simplu pe toate într-un bol. Voi pune și puțină coajă de lămâie. Așa, iau să pun așa o linguriță. Lămâie cu zahăr. Așa. Am să amestec puțin aici. Acum adăugăm uleiul. Simțim zahărul, punem în tavă și dăm la cuptor. La 180 de grade, circa 20 de minute, încercăm cu scobitoarea. Și acum vom pune totul în tava noastră tapetată. Și dăm la cuptor. Și aici avem blatul nostru. Îl voi pune așa pe un grătar să se răcească. Și pregătesc crema, ganajul de ciocolată cu lapte. 70 de grame de frișcă, 100 de grame de ciocolată cu lapte. Și vanilie. Am să pun și vanilie cremă. Acum voi adăuga ciocolata peste. Ganajul nostru cu ciocolată de lapte și cu frișcă. Și acum vom mixa. Am să mixez cu unde am făcut frișca. Vedeți cum arată în... Așa. Și vom mixa. Și o să-l tăiem la mărțire și îl vom tăia în două sau în trei, depinde cât de groase vrem mărșatul. Și o să tai partea de deasupra. Thank you.
voi face în interior la această formă, voi face tortul și va sta așa până mâine. Voi pune peliculă pe dedesubt și pe deasupra și apoi o să dăm la frigider. Ne așezăm aici. Aici avem și siropul cu zahăr. Am încălzit apa, am pus zahărul, 2-3 linguri, gustat să vedeți cât îmi doriți de dulce. Și cu vanilie, esență de vanilie. Și avem și siropul așa aici. Și acum vom lua blatul cu partea de jos. Eu îl las cu totul și punem în interior așa aici. Voi lua limbezelele mele și le sparg și punem așa peste. Acum voi lua al doilea strat de blat și îl punem așa peste. Și cum am spus, aici unde lipsește, am să iau și am să pun. Și acum umezim blatul, îl siropăm. Așa, și tot la fel rupem câteva bezele și le punem așa deasupra și punem ultimul strat. Eu mi-am lăsat acesta care este mai drept, așa, și îl punem așa deasupra și apăsăm așa puțin. Acopăr cu folie și îl las până mâine dimineață. Tortul îl scoatem în formă și apoi îl decorăm. Îl îmbrăcăm cu frișcă și îl decorăm cu pomponele și cu bezele. Așa, și acum să scoatem și tortul. Și am să tai folia pe mijloc, așa aici. Și folia alimentară. Și acum avem frișca. Și o să-l îmbrăcăm cu puțină frișcă. Mai mari și mai mici și bombonele colorate și acum o să ne jucăm. Cam asta ar fi, ia uitați, cam așa o iese. Și eu am aici și